Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aș face un semnal de concurs din asta. Asta e faimoasa temă muzicală din Psycho. Nu știu, să dăm spoilere? Adică, pe care e momentul în care intră piesa? Nu. Nu cred că e cazul. Da, un film, când era în 1960 a fost făcut Psycho. Așa, da. De ce vorbim despre asta? Gata, poți să-l lași puțin mai jos, că mă speriem ascultătorii. Deci o companie americană va plăti $1,300 unui voluntar care va trebui să se uite la 13 filme horror luna viitoare, în timp ce este monitorizat ritmul cardiac. Obiectivul acestei cercetări, să-i spunem, deși cred că e mai mult o operațiune de marketing, dar e mișto ideea, e de a se stabili ce provoacă reacții mai puternice. Un film horror cu buget mare sau un film horror cu buget mic? Adică dacă niște cheltuieli de groază chiar provoacă groază sau trebuie să cheltuiești mai puțin sau, mă rog, care este legătura între bani și puterea filmului horror, vor fi vizionate printre altele următoarele filme. Saw, Amityville Horror, The Blair Witch Project sau Halloween, mă rog, sunt 13 cu totul. The Blair Witch Project este un film faimos, eu cred că l-ați văzut cu toții și dacă nu, chiar ar trebui să-l vedeți într-o seară. Ce, Luca, nu l-am văzut? Eu nu l-am văzut că mi-e frică. Sincer, într-o seară de frică. Noiembrie. Nu am... De ce noiembrie? Cu toată familia, să fie afară vânt, întuneric, așa, să mai pe seară, să fie, să bată vântul, să se zgâțe un pic. N-ai văzut ce a fost în iunie la noi? Te l-a filmat din mână, nu? Da, mă, $60,000 a fost bugetul filmului The Blair Witch Project. Primul. După aia s-au tot făcut, nu știu câte secoluri. Nu, ăsta e. $60,000. Jumătate din bani s-au dus pe marketing, pe promovare. Deci au fost niște băieți, au zis să facă și eu un film și jumătate din bani au zis, gata, îi dăm pe promovare. Arrupt este un film de referință. Psycho, filmul lui Hitchcock, ăsta din care am dat accentele de sunet de mai devreme, a fost făcut în 60 cu un buget de $800,000. Și este uriaș, e un film de referință. Adică nu întotdeauna bugetele contează. De exemplu, Tăcerea Mieilor, filmul original, primul, care este, până la urmă, un film de groază, psihologic, foarte puternic, faimos. $19,000,000 și după aia au făcut eșecul ăla de Hannibal după $87,000,000. De ce îl face eșec? Pentru că a fost, în comparație cu Mai slab decât Tăcerea Mieilor, clar, dar pe care nu l-aș încadra la horror. Alien, $11,000,000. Alien nu e de groază, nu, e SF. Science fiction de groază, horror SF. Dar ce e? Nu, mă, horror e un film romantic. Dar nu te sperii horror. Tu te sperii la Alien? Îți crește pulsul de la... Serios? De la ce? De la Alien? Dar ce este? Sau de la Tăcerea Mieilor? Dar cum să nu? Este un film psihologic de groază, nu e... Mă rog, bine, uite să-l sunăm pe domnul Popescu să ne încadreze... să ne încadreze... Eu mă speriam tare la Chucky, mă speriam. Chucky. La filmul Chucky. Chucky făcea răutăți. Chucky era nenorocire. Shining. Shining. Film de groază. Ultimul film de groază la care am avut puls a fost The Ring. Ce a fost? The Ring. Nu știu. Ăla cu caseta video cu... A, da. Fetița aia lângă fântână, mămica. Fetița lângă fântână. Deci, a fost când m-am dus la culcare, mă uitam stânga-dreapta prin casă. Dar nu, cred că e și o anumită vârstă pentru anumite filme. Mai țineți minte The Omen? Prevestirea? Da. Nu știu ce? Da, cu Gregory Peck și chestii. Eu țin, am văzut toate cele trei filme într-o noapte la video, când eram student. S-au supărat părinții mei că n-am venit acasă, nu știu, mamă, și m-a ținut tot filmul ăla, uite așa, uite așa. Și l-am revăzut acum 3 ani, nu mi s-a mai părut. Desene animate. Cine știe ce? Da, nu desene animate, dar nu mare lucru. Dar The Shining, da, foarte puternic. Păsările. Hici, da, dar toate astea prind mai bine când ești puști, într-adevăr. Da. Dar ce anume te, cum să spun, te tensionează mai mult? Că... Cred că muzica. Bun, sunt filmele astea de groază, acum... Sunt filme de groază care se bazează foarte mult pe efecte, pe efecte sonore și vizuale, care te surprind și te efectele sperie. Sonore, cred că sunt cele mai puternice în filme de genul ăsta. Adică muzica la un film de ăsta te termină psihic. Da. Aia e, da. Dar cred că marii maestri fac filme de groază cu accente psihologice. Adică Shining nu este un film cu tăieturi de astea de montaj îngrozitoare, în care să-ți apară monștri pe ecran care să urle. Dar este un roman de groază. E tensiunea care te apasă. Da, așa e.
Și coloana sonoră, că într-adevăr, alea cu Monstrulescu, de alea nu, alea sunt pentru filmul ăsta de 9 ani. Uh-huh. Adică de alea cu Elm Street, știi? Nu mai țin minte cum. Și ăla a fost un film, da, Elm Street, nu știu cum Dumnezeului. Da, nu, adică... Și ăla a fost un film cu buget foarte redus, cel original. Uh-huh. Buget, da, mic. Deci hai ideea că... e că se poate face treabă cu bani puțin și... Asta nu mai zice tare la radio, că să nu dăm idei. Dar de reținut că sunt oportunități de a vedea filme pe 100 de euro filmul, asta trebuie să căutăm. Mulțumim, Luca. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.